Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod, sau mă rog, un prim episod din seria noastră de Minecraft Dungeons. Bam! Bine, doar că nu este un episod normal, practic să facem zona, chestii. Dar vreau să vă învăț o chestie. E bine, în Minecraft Dungeons, ați citit bine titlul, există o zonă secretă, există un dungeon secret pe care îl poți obține doar dacă treci în modul Adventure. Practic, după ce ai bătut prima oară, să zicem, tot 3 levelele deblocate. După ce l-ai bătut o dată tot mapa frumos, ai bătut boss-ul, se activează modul Adventure. Zici, mamă, s-a activat doar modul ăsta, ce e așa special la el sau asta? Unul la mână, vă dau iteme noi, gen coasa, artefacte, dacă nu mă înșel, doar că nu mai știu exact unde e un artefact. Ce nu era în prima zonă. Mă rog, nu contează, cred că ăsta șocul. Dar mă rog, nu asta contează. E bine, care e toată faza? Dacă vedeți voi aici, am undeva pe aici, pe mapă, am acest dungeon special. Care pare semn întrebări, nu se știe nimic despre el. Ei bine, în episodul de astăzi vreau să vă arăt unde găsiți toate cele 10 rune pentru a debloca acea zonă. Ei bine, pentru cei ce au fost pe live de ieri, au văzut deja, pentru cei ce nu au fost pe live, vreau să vă arăt acum pentru că, nu, trebuie să știe toată lumea până la urmă. Cine vrea să-și facă astea. E bine, eu o să mă folosesc de Ghost și de... O să mă folosesc de buții ăștia. Boots of Swiftness și de Ghost Cloud. Ca să merg mai rapid peste tot. E bine, primul lucru pe care o faceți. După ce ați bătut boss-ul, o să fie să spawneze când veniți aici. În mai devreme până să bateți boss-ul. O să veniți aici și nu o să aveți chestiile astea. După ce bateți primul boss, se spawnează pistoanele astea. E bine, foarte frumos, veniți pe aici, vă lutați zona asta, pentru că aici o să fie niște chesturi. Aici probabil o să fie un easter egg sau poate următoarea zonă, cine știe. Nu știm încă chestia asta. Practic, noi venim pe aici frumos, ajungem aici la biserică, în interior. Ne oprim aici un pic, dați de manetă pentru a activa runa și a coborâ podul. Prima rună o puteți obține doar dacă dați de maneta asta frumos, o lăsați în jos, chestii, manevre și aia e. Apoi intrați aici frumos înăuntru și... Folosiți-vă din nou abilitățile pentru a trece culoarea asta mai rapid dacă le aveți. Aici pe pereți sunt toți developeri, poze cu developeri făcute în pixel art. E bine, din păcate, pe caracterul ăsta nu mai merge pentru că am deschis deja ăsta. Dar astea sunt toate cele 10 rune. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bam, 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 se deschide asta aici și aveți o chestie, o cameră, o chestie, o manevră, cum vreți voi. Și cățelușul ăsta, tabloul ăsta cățel, vedeți că el mai sclipește așa un pic. E bine, dacă dădeați click pe el, eu din păcate n-ar fi trebuit să activez chestia asta, trebuie să las ca să văd și pe episod. Practic, dați click pe el și o să vă dea hinturi în legătură cu unde găsiți toate runele, practic. Cu ajutorul lui, dar uite, de asta am făcut video ăsta, să nu vă mai chinuiți cu cățelul, pentru că durează o grămadă. Prima noastră mapă este Creeper Woods. Practic, cum intrați aici, când încerceți aproape de finalul zonei unde trebuie să eliberați acest villager de lângă... Căsuțele astea chestii, face stânga frumos, nu o să se eliberez pe ăștia pentru că nu are sens. Bam, treceți pe lângă ăștia, omorâți, nu contează dificultate, țin să menționez doar să fiți pe modul de adventure, nu contează pe ce dificultate jucați, 1, 6, 5, 2, nu contează. Voi acolo, face stânga, veniți aici, găsiți piatra asta aici. Vedeți, s-a lăsat chestia aia acolo, doar că nu pot să intru. Trebuie să apeși, mă rog, nu contează chestia. Trebuie să apăsați pe butonul ăsta de aici, ascuns în spate la pietre. Bam, mergeți aici, cobor jos, ajungeți în camera runei. Mergeți frumos înainte, mergeți pe podul ăsta foarte sigur. Apăsați pe butonul așa ăsta, așteptați să întâmple magia, să activeze aceste beacone, lumini, chestii, spuneți-le cum vreți. Vă ieși runa, apăsați pe rună și apoi puteți da return to camp sau să terminați misiunea, cum vreți voi. Următoarea mapă, Soggy Swamp. Pe la a doua rună o găsiți în Soggy Swamp. Practic, tot ce trebuie să faceți este să veniți, să bateți rapid boss-ul, sau mă rog, să bateți boss-ul în primul rând. Și înainte de a merge la ușă, să ieșiți din dungeon, mergeți să ieși la ciupercuțele astea roșii și uita, dacă vă uitați aici, este un buton. E bine că are un highlight el, m-a scutit de o chestie la editare. Și mergeți aici, intrați înăuntru din nou, mergeți frumos pe coridorul ăsta, suav, mirific, mirobolant, bam. Apăsați pe buton, așteptați să apropie runa, mă rog, se ridice stâlpii și să activeze runa. O luați, start to camp. Următoarea mapă, Pumpkin Pasture. Pe la treia rună o puteți găsi în Pumpkin Pasture. Cum veniți spre această cetate, urcați pe aici prin dreapta pe la zidul ăsta dărâmat, mergeți pe el.
urcați aici. Mapa se va spawna complet random în afară de acest drum de piatră pe zidul castelului, să zicem așa, sau ce ar trebui să fie aici. Mergeți până în capăt, este undeva în zona asta, e destul aproape de zona de start, cum ar fi. Mergeți în spate, apăsați pe butonul ăsta ascuns în spate cutiilor, se va deschide aici în capăt. Mergeți înainte, apăsați pe aura aia galbenă. Mergeți în față frumos, ca și la celelalte, apăsați pe rună, practic. Așteptați, vă luați runa, dați reset to camp sau terminați misiunea. Următoarea locație este Cacti Canyon. Următoarea rună, cea de-a patra, o putem găsi în Cacti Canyon, în zona cheilor, practic, unde găsiți aceste porți, pe la jumătatea mapei, să zicem. Trebuie să mergem pe acolo și să luăm cheia albastră. E bine. Când mergem să luăm cheia albastră, practic, cum știți majoritatea misiunilor, cei ce m-ați urmărit pe live-uri, acolo e cheia, e bine. Runa noastră, veniți aici în spate, la palmier, de-abia se vede, noroc că e highlight-ul ăsta. Apăsați pe ea, se va deschide în spatele cheii o ușă, intrați înăuntru foarte frumos. Bam, mergeți, o las runa. Bam, mergeți, luați runa, așteptați, terminați misiunea, dați return camp, ceea ce vreți voi, sau cum vreți voi. Următoarea mapă este Reson Mine. Iar a cincea rună o puteți găsi în Reson Mine. E bine, cum veniți aici, cel mai important lucru, să nu vă calce minecarturile. Și mergeți în a doua zonă unde găsiți villageri, unde trebuie să salvați villagerii aceștia micuți și clavi săraci. Îi ajutați să salvați frumos. Iar aici, lângă un năsos, mai exact lângă ăsta de aici, lângă ăsta fix ăsta de aici, aproape de poartă, veți găsi aici ascuns după Reston butonul pentru zona noastră cu runa fantastică, cea de a cincea rună. Sper să nu mă înșel. Mergeți aici ca de obicei, copy-paste, mergeți frumos, apăsați pe buton, așteptați să vă luați runa, dați return to camp, terminați misiunea, faceți cum vreți voi. Următoarea zonă este Desert Temple. Doar a șasea rună o găsiți în Desert Temple, e bine, aici. Veniți frumos aproape de spawn, chiar, cel puțin în cazul meu. Aici veți avea nevoie de o cheie de aur. E bine, urmați traseul spre cheia de aur. Veniți aici, apăsați beacon-ul, schimbați direcția pereților și toate cele. Veniți aici, îi spateți. Aici îl vedeți pe ăsta micuțul, dracu. Îl las cheia dacă o vreți. O să-l salvăm și cu el. O să-l luăm cu noi. Bam, bam. Distrugem peste doi. Iar aici în spate la palmier, la tufișul ăsta și toate astea, este un lever, îl apăsați foarte frumos. Și ăsta mi se pare cea mai faină animație între toate, sau printre cele mai faine. Cum se lasă tot ăsta așa frumos, shiny. Chestii, intrați înăuntru, mergeți frumos până în capăt, vă luați runa, îl luăm pe ăsta micul cu noi. De ce nu, îl salvăm de tot din joc. Apăsați pe ăsta, vă luați runa, dați return to camp sau vă terminați misiunea. Următoarea zonă este Fiery Forge. Cea de-a șaptea rună o puteți găsi în Fiery Forge, practic este cea mai aproape de spawn, aici vă spawnați, veniți până aici, intrați în tunel, în mină, este un loc fierbinte, știu, asta e, dar aici la început, pe partea dreaptă, aveți un lever, îl apăsați foarte frumos, așteptați să deschide ăsta, îmi place totuși așa parafulețul ăla micuț adăugat ca detaliu, intrați aici, ca de obicei, mergeți până în capăt, vă luați frumos runa, apăsați pe ăsta, așteptați, vă luați runa, se încarcă totul, dați return to camp sau vă continuați misiunea. Următoarea zonă este High Block Halls. Pe a opta rună o puteți găsi în High Block Halls. Practic, cum ieșiți în această curte cu tarabe sau, mă rog, centrul cetății, aveți două rute, ori pe aici pe scări, ori prin față, dar să vă fac vouă o treabă mai ușoară, puteți urca prin față pe aici. Vă dau ca reper această fântână, practic aici, urcați pe scările astea, mergeți pe aici pe lângă perete, frumos, elegant cât de cât, ajungeți la peretele asta în capăt, dați frumos de această torță, ceea ce nu e o torță, e de fapt un lever, apăsați frumos, se lasă peretele jos, bam, intrăm înăuntru, mergem frumos până în capăt, luăm runa ce ne cuvine și mergem practic
la următoarea zonă. Ca de obicei, return to camp sau terminați misiunea. Și ultima, dar nu cele din urmă, cea de a noua rună, cea din Obsidian Pinnacle, practic din castelul bossului, o veți găsi la nivelul castelului în interior. După ce parcurgeți toată zona aceea cu pistoane, sau cel puțin prima zonă, ajungeți în castel foarte frumos, intrați pe aici și mergeți pe coridoare, ajungeți în sala aceasta mare de aici, unde veți găsi măsuțe, cărți, scaune, covoare și chestii. Pe aici mergeți drept înainte. Și dacă vedeți pe hartă, dacă v-ați întrebat și pe default ce-i cu zona aia mare acolo, e bine, aici este ultima rună. Cum ajungeți aici la zona asta, apăsați pe cartea asta, aceasta va deschide aici zona. Iar aici, toată asta va fi o zonă mai specială. Practic, văd că aici mie mi-a rămas, de fapt, ok. Zona asta are, în afară de rună, practic, are și două chesturi de obsidian. Mie nu o simt nimeni, dar pentru că deja am făcut asta. Dar avem două chesturi de obsidian, frumos. E bine, voi le lutați pe amândouă. Eu, mie mi-a dat doar un golden, pentru că nu se repetă cele de obsidian, din păcate, din asta principal, pentru că ți-ar fi dat o legendară. Ca de obicei, apăsați pe buton. Foarte frumos. Și aia a fost done. Ați terminat practic cu toate runele. Așa că hai să ne întoarcem la biserică și să vă arăt ce găsiți în interior. Pentru această parte mă voi folosi de live-ul de joi seara, practic când am bătut, după ce am colectat toate runele, am bătut toate dungeon-urile, am deschis apocalipticul. E bine, aici vă voi arăta ce se întâmplă atunci când apăsați pe buton. E bine, apăsați pe ăla, se vor activa toate runele și se va deschide portalul. Îl vedeți acolo, un dark foarte fericit, în stânga sus acolo, vedeți foarte fericit. Iar înăuntru veți găsi o nouă locație, harta noii locații, practic noul dungeon, și două chesturi de obsidian, de diamant, de ce fel de chesturi vreți voi, le spuneți cum vreți. E bine, levelul se numește practic semn de întrebare. În același timp, nivelul mapei KNTP este Mu, practic, și este o zonă de mașuru. Practic, dacă mergem pe aici, o să găsim o parte din zona cu păcuțe. E bine, iar așa este intro-ul ultimei noastre zone. Practic, zona păcuțelor, zona Mushroom Island-ului, Mushroom, cum vreți voi. La final de tot, este un boss de redstone, practic. Un redstone block, redstone boss. E exact cel din Fiery Forge, pentru ce știu. Iar cei ce nu știu, o să pun probabil o poză pe aici să vedeți cam cum arată cel de aici din Mushroom. Dar, ce pot să zic, cam atât cu acest episod. Sper că v-a ajutat acest mic tutorial. Dacă v-a ajutat, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, de share, să vadă și prietenii voștri dacă sunt interesați de aceste locații. Până data viitoare, eu am fost Dark, aveți grijă de voi, la revedere!